Să deschidem cuvântul Domnului acum la psalmul numărul 13. Continuăm serialul Miere din stâncă. Psalmul numărul 13. Să ascultăm cuvântul Domnului. Până când, Doamne, mă vei uita neîncetat? Până când îți vei ascunde fața de mine? Până când voi avea sufletul plin de griji și inima plină de necazuri în fiecare zi? Până când se va ridica vrăjmașul meu împotriva mea? Privește, răspunde-mi, Doamne, Dumnezeul meu, dă lumină ochilor mei, ca să n-adorm somnul morții, ca să nu zică vrăjmașul meu, l-am biruit, și să nu se bucure potrivnicii mei când mă clatin. Eu am încredere în bunătatea ta, sunt cu inima veselă din pricina mântuirii tale, când Domnului își ne-a făcut bine. Amin. Marele predicator englez, doctorul Joseph Parker, care a trăit în secolul XIX-lea, a intrat și în secolul XX, doar 2 ani, a murit în anul 1902. Este unul dintre mari predicatorii tuturor timpurilor. Spunea despre acesta al 13-lea psalm, un psalm al lui David, citez, este un psalm care începe cu iarnă, adică necaz, despărțire de Domnul, și se încheie cu vară. Este un imn care începe în notele grave ale amărăciunii, disperării, și apoi merge crescendo spre izbucnire de biruință și mulțumire. Am încheiat citatul. Este foarte posibil că psalmul acesta a fost scris de David tot în acea perioadă de timp în care era persecutat de socrul său, de împăratul Saul. Saul vroia să ia viața. Era plin de gelozie și se temea pentru tronul lui Israel. Psalmul acesta însă este atât de adânc și atât de profund. Cred că la un moment dat în viață fiecare ne găsim aici. Fiecare ne găsim în cuvintele acestui psalm, fiecare ne găsim într-o situație ca și a lui David, o situație precară, situație financiară și materială disperată, criză privind relațiile de familie, soț brutal și dependent poate de substanțe chimice, de alcool, soție gelosă și care te picură toată ziua, copii fugiți de acasă, sau chiar dacă sunt acasă, poate sunt niște vagabonzi, și cum spunea frate despre tânărul acesta, sunt vulgari, necioplți și imorali. Un șef la serviciu care abia așteaptă să te necăjească, să te apese, să te batjocorească. Un păcat ascuns care ți-a bucuria mântuirii. În situații de felul acesta, te rogi lui Dumnezeu, strigi către Domnul și ți se pare că Dumnezeu nu aude, că te-a părăsit, vrăjmașul te biruiește și că soarta ta este spre dezastru, spre înfrângere. Atunci ca și David spui, până când, Doamne? Până când mă vei uita neîncetat? Până când voi fi batjocorit în fiecare zi? Până când, Doamne? De 4 ori David se adresează lui Dumnezeu cu aceste cuvinte și de 4 ori nu primește răspuns. De 4 ori nu primește răspuns. Însă David găsește ceva în interiorul lui, găsește ceva în sufletul și în duhul lui. Îl descoperă pe Domnul, cum spunea profetul Isaia, noaptea te caut, Doamne, te caut în așternutul meu, te caut în duhul meu, în lăuntru meu. David găsește resurse lăuntrice
pentru prezența lui Dumnezeu și, așa cum vom vedea în concluzia mesajului, el se întoarce spre Domnul și se întoarce spre biruință. În această dimineață, aici în Biserica Emanuel, în această seară, în Europa sau unde vă găsiți dumneavoastră în această zi, vreau să vin în ajutorul nostru al tuturor cu un mesaj pe care l-am intitulat Până când? Până când? Până când? Este o întrebare în mintea multora. Este o întrebare în experiența multora. Pentru că în lumea aceasta în care noi existăm, în trupul acesta de carne, suntem într-o lume despre care Domnul Dumnezeu a spus-o prin Iisus Hristos. În lume veți avea necazuri. Și atunci când necazul nu mai încetează, când problemele nu mai încetează, când suferința nu mai încetează, când te rogi ca și David până când și Dumnezeu se pare că nu-ți răspunde și ți se pare că nu vezi prezența Lui, nu vezi ajutorul Lui, natural este în lumea aceasta să întrebi, Doamne, mai existi? Mai ești acolo? Am citit despre oameni care s-au lăsat de credință și au fost intervievați și li s-a pus această întrebare. S-a vorbit despre dumneavoastră că sunteți, că ați fost un credincios foarte bun. De ce v-ați lăsat de credință? Și răspunsul a fost acesta, surprinzător. Dumnezeu mi-a nimicit credința. Cum? Nu mi-a răspuns. An de zile am așteptat să-și întindă mâna spre mine, să-și întindă îndurarea spre mine, să-și întindă bunăvoința spre casa mea, spre familia mea, spre business-ul meu, spre condiția mea. Și nu mi-a răspuns Dumnezeu, nu m-a auzit. Dumnezeu mi-a distrus credința. Dar nu-i drept. Dar nu-i drept. Noi nu slujim un Dumnezeu care ne distruge credința. Noi nu cunoaștem un Dumnezeu care are plăcere să ne nenorocească. Noi nu ne-am predat viața unui Dumnezeu care se aseamănă cu zeii popoarelor păgâne și care sunt foarte capricioși. Gata să-ți rupă picioarele, gata să te arunce în iad, după cum este ziua. Dumnezeul nostru ni s-a revelat și ne-a spus că este dragoste. Dumnezeul nostru și-a arătat dragostea prin faptul că s-a întrupat pentru noi, prin Iisus Hristos. Și Dumnezeu și-a arătat dragostea supremă pentru noi, pentru oameni, în ceea ce versetul de aur al Sfintelor Scripturii, Ioan 3:16, spune atât de frumos. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, pe tine și pe mine, încât a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Haideți să vedem cum este construit psalmul acesta, haidem să vedem durerea lui David, haidem să vedem durerea ta, probabil, sau a ta care ne urmărești pe internet, și să vedem dacă te descoperi acolo și cum poți, ca și David, cum aș putea ca și David, cum am putea ca și oamenii lui Dumnezeu. Pentru că așa spune Sfânta Carte, aduceți-vă aminte de mai marii voștri care v-au vestit credința, și David este unul dintre ei. Uitați-vă la ce? La sfârșitul felului lor de viețuire, de trăire. Și urmați-le pilda. În primul rând, să descoperim aici amărăciunea sufletului. Amărăciunea sufletului. Primele două versete din Psalmul 13, repet din nou, de patru ori David întreabă pe Domnul. Versetul 1. Până când, Doamne, mă vei uita neîncetat? Versetul 1, partea a doua, sau B. Până când îți vei ascunde fața de mine? Versetul 2, partea a întâi. Până când voi avea sufletul plin de griji și inima plină de necazuri în fiecare zi? Versetul 2, partea a doua. Până când se va ridica vrăjmașul meu împotriva mea? Patru necazuri. Dar în felul în care sunt construite aceste necazuri, care revelează amărăciunea sufletului unui om al lui Dumnezeu, în felul în care este construită această amărăciune, sunt trei lucruri care trebuie văzute. Primul, amărăciune provocată de simțământul pierderii prezenței Domnului. Amărăciune provocată de simțământul pierderii prezenței Domnului. Până când, Doamne, mă vei uita neîncetat? Până când îți vei ascunde fața de mine? Acesta este simțământul, frați și surori, Doamne și Domnul, pe care l-a avut și Domnul Iisus Hristos. Cum s-a rugat El? Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit?
Iar dacă citiți cu atenție Psalmul 22, care este practic o profeție a lui David despre Mântuitorul Iisus Hristos pe cruce și în timpul vieții lui pământești, acolo continuă și spune: strig ziua către tine și nu-mi răspunzi, strig și noaptea și tot nu mă auzi. Doamne, în tine se încredeau părinții noștri, se rugau ție și îi izbăviai, dar eu sunt vierme, nu om. Spre mine nu privești. Uită-te, de soț sunt abandonată, de soție sunt neînțeles, de copii sunt ironizat, de boss sunt batjocorit, sănătatea mi este precară, de ani de zile aștept o izbăvire și nu vine, Doamne. Este această amărăciune profundă a sufletului provocată de gândul acesta al pierderii prezenței divine. Uite-te la două lucruri. Poate că este un păcat în viața ta. Poate este un păcat în viața ta. Isaia 59, 1 la 2, cuvântul Domnului spune: nu. Domnul nu este sursă n-audă, nici nu are mână scurtă să nu te ajungă. Meditează la cuvântul acesta. Dacă de atâta vreme nu-ți răspunde Dumnezeu. Și continuă profetul Isaia și spune: ci, ce vă aduceți de aminte? Ce spune acolo? Păcatele voastre pun un zid de despărțire între mine și voi. Meditează în această dimineață, oare nu cumva este totuși un păcat în viața ta care ți ascunde fața lui Dumnezeu? Or, meditează ca și Iov. Poate că ești într-un plan special al lui Dumnezeu. Iov, versetele 23, 1 la 10. Poate că viața ta este bună, relația ta cu Dumnezeu este bună, dar Dumnezeu vrea să se laude cu tine sau vrea să se laude cu mine. Eu nu știu care este situația nici cu tine, nici cu viața ta, nici cu cei ce ne ascultați, dar meditează la aceste două aspecte. Dacă este vreun păcat, caută și îndepărtează-l. Dacă știi că viața ta este curată, familia ta este curată înaintea lui Dumnezeu, probabil că ești în această situație ca și Iov. Dumnezeu vrea să se laude cu numele tău și vrea să te folosească spre îmbărbătarea altora. Așa cum scrie Scriptură, aduceți-vă aminte și vă aduceți aminte de suferința lui Iov, spune Iacob. Aduceți-vă aminte. Știți cum a răbdat. Știți, știți. Și nu l-a lăsat să rabde la infinit, pentru că Dumnezeu a venit în ajutorul lui, dar Dumnezeu vine și în ajutorul tău și al meu, chiar dacă am păcătuit, pentru că un păcat mărturisit și îndepărtat din viața noastră ne revelează fața lui Dumnezeu, ne revelează bunătatea lui Dumnezeu. Faptul că nu ai primit un răspuns până acum, aș vrea să îl privești pe de altă parte și în următorul aspect. Iisus Hristos a stat pe cruce. Și Iisus Hristos a stat pe cruce pentru ca tu și cu mine să nu mai avem această experiență profundă pe care a avut-o David și pe care a avut-o Iisus Hristos, ca Dumnezeu să nu-ți răspundă. Lui Iisus Hristos Dumnezeu i-a întors spatele pentru o vreme, pentru că a luat asupra lui păcatul tău și păcatul meu. S-a făcut păcat în locul nostru, 2 Corinteni 5 cu 21. Și când s-a făcut păcat în locul nostru, atunci Iisus Hristos a strigat: Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? A suferit El ca Dumnezeu să-i întoarcă spatele, pentru ca tu și cu mine să avem fața lui Dumnezeu. M-ai auzit bine? Deci Dumnezeu i-a întors spatele Fiului Său ca să-și întoarcă fața către tine, să te binecuvinteze pe tine, să-ți răspundă ție. Dumnezeu nu este departe, Dumnezeu nu a plecat de lângă tine și Dumnezeu nu a plecat de lângă mine, chiar dacă sufletul tău are această experiență. Al doilea aspect este amărăciunea provocată de simțământul pierderii planului lui Dumnezeu. Uitați ce spune în versetul 2. Până când voi avea sufletul plin de griji și inima plină de necazuri în fiecare zi? În experiența lui David este o continuitate în durere, în fiecare zi. Este o intensitate în durare, plină de grijuri. Este o prăbușire emotivă. Până când voi avea sufletul plin de griji? Este o prăbușire sufletească când vorbește despre...
repet. Ok. Aleluia. Iar este putere. Deci al doilea aspect este amărăciunea provocată de simțământul pierderii planului Domnului pentru tine. Este o încărcătură emotivă adâncă. Sufletul este plin de griji. Inima este plină de durere. Mintea este copleșită, este tulburată. Acum este momentul, este situația în care cel rău ia avantaj de tine sau ia avantaj de mine. Acum sunt oamenii când se îmbolnăvesc mai puternic, fac tensiune, depresii psihice, se agită, strigă ca și parte din apostolii Domnului când au fost în barcă cu Iisus Hristos în furtună. Învățătorule, învățătorule, pierim! Nu văd nicio ieșire, nicio speranță. Sau alții dintre ei, vă aduceți la minte, în relatarea altui evanghelist, Duhul Sfânt le-a adus aminte, s-au adresat și au spus, învățătorule, învățătorule, nu-ți pasă că pierim? Deci alții l-au mustrat pe Domnul. Dar în aceeași circumstanță, în aceeași furtună, în aceeași corabie, cu același mântuitor, doi sau trei dintre ei au fost care și-au putut păstra calmul, și-au putut păstra liniștea, au putut să vadă prezența Domnului cu ei, pentru că au venit la Domnul și au spus, Doamne, scapă-ne că pierim. Planul lui Dumnezeu nu se schimbă față de tine și față de mine. Aduceți-vă aminte de acest text clasic, Ieremia 29:11, căci eu știu gândurile mele pe care le-am cu privire la voi, căci eu știu planul pe care l-am cu privire la tine. Când ești în necaz, când sunt în necaz, când ești la strâmtorare, când sunt la strâmtorare, este clar, este drept. Cel rău va veni în mintea ta, în inima ta și îți va spune, nu mai există pentru tine scăpare. Citiți psalmii cu atenție și îl veți auzi chiar pe David, care zice, mulți zic despre mine, nu mai este scăpare pentru el. Nu mai este scăpare pentru el. Dă-mi voie să-ți provoc puțin gândirea. La cine vrei să asculți? La Domnul care a spus, iată că eu sunt cu voi în toate zilele, sau la cel rău care vrea să te descurajeze? Planul lui Dumnezeu nu s-a schimbat și planul lui este ca tu să fii binecuvântat. Planul lui este ca tu să fii ridicat. Planul lui este ca tu să capeți îndurarea lui Dumnezeu, să capeți bunăvoința lui, pentru că el vrea să te ridice din nou. El vrea să te ridice din nou. Și apoi există un al treilea aspect, amărăciunea provocată de simțământul pierderii puterii lui Dumnezeu. Partea finală a versetului 2 spune, până când se va ridica vrăjmașul meu împotriva mea? Până când se va ridica vrăjmașul meu împotriva mea? În momente ca acestea, cum am spus, cel rău vrea să profite de tine și de mine, de casa ta, de familia ta, de circumstanța ta. Pentru că dacă reușește să te demoralizeze, scopul celălalt este să te trântească la pământ și să îți distrugă sufletul de-a binelea. Aduceți-vă aminte ce spunea Mântuitorul Iisus Hristos despre cel rău. Și cine nu citește cu atenție cuvântul acesta, ar trebui să-l asculte astăzi și să-l citească astăzi. Când în Ioan, capitolul 10, cu versetul 10, Iisus spune despre cel rău, hoțul, care este diavolul, că este un hoț și un tulhar, nu vine decât să fure, să junghie și să prăpădească. Spre deosebire de el, eu am venit ca oile să aibă viață și să o aibă din belșug. Încă o dată, hoțul nu vine decât să fure. Și știți ceea ce vrea să fure cel rău, hoțul acesta, tâlharul acesta? Îți fură cuvântul Domnului din inimă, îți fură speranța, îți fură încurajarea. Dacă cineva a venit lângă tine și ți-a adus aminte din nou de cuvântul Domnului în vreme de criză, în vreme de strâmtorare și ți-a spus, nu te pierde cu firea, nu-ți pierde nădejdea, Dumnezeu a rămas același, Dumnezeu nu s-a schimbat. Cel rău vrea să fure speranța aceasta. N-ați văzut dumneavoastră și n-ați auzit de oameni dintre noi, dintre credincioși, care, la un moment dat de neveghere, au căzut în păcat. Au făcut lucruri care nu onorează legea lui Dumnezeu și credința preasfântă, biblică. Căzând în păcat, au căzut și într-o depresie psihică foarte profundă. Stai de vorbă cu oamenii aceștia și spune, pentru tine există iertare, pentru tine există ridicare. Va zice nu. Cei mai mulți vor spune nu. Nu există pentru mine, Dumnezeu nu mă mai poate ierta. Dar știi cine spune lucrul acesta? Nu-l spune Dumnezeu.
Lucrul acesta ți-l spune cel rău. Vrea să te fure de mila lui Dumnezeu, de îndurarea lui Dumnezeu. Dacă ai greșit și dacă ai păcătuit, dacă ai căzut în neascultare și încă viața ți-a fost păstrată, cum deseori ți se spune de la acest amvon, ține minte, Dumnezeu ți-a păstrat viața ca să te pocăiești. Ți-a păstrat viața ca să-ți mărturisești păcatul. Ți-a păstrat viața să-i spui lui căderea ta, alunecarea ta, prăbușirea ta. Și spunându-i o, s-o părăsești, știind că ceea ce este scris în cuvântul Domnului și sângele lui ne curățește de orice păcat, este valabil și pentru tine. Și de aceea Dumnezeu îți dă liniștea, îți dă pacea, îți dă iertarea, dar El vrea să te fure de lucrul acesta. După ce ți-a furat această speranță, spune, te junghie, te distruge, te distruge spiritual, te distruge emotiv și să te prăpădească, pentru că vrea să-ți nimicească viața, vrea să-ți nimicească familia, vrea să-ți nimicească business-ul, vrea să-ți nimicească toate relațiile. Însă pentru cei ce gândesc că nu există ridicare și schimbare pentru ei în direcția aceasta și în felul acesta în care puterea lui Dumnezeu bunoară s-a dus de lângă ei, haideți să vă aduc aminte doar citând 5 lucruri mari din Sfânta Scriptură. Matei 24:13, cuvântul Domnului spune, cine va răbda până la sfârșit va birui. Proverbe 24:10, dacă slăbești în ziua necazului, mică îți este puterea. 1 Corinteni 10:13, nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. De aceea nu poți vorbi cum vorbești. Matei 28:20, și iată că eu sunt cu voi în toate zilele. Și apoi cel de-al treilea aspect, Evrei 13:5, căci El însuși a zis, nici de cum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi. M-am uitat la mai multe traduceri ale acestui psalm și am descoperit că în noua traducere Cornilescu, de asemenea în traducerea Bisericii Ortodoxe Române și în traducerile moderne care sunt acum, inclusiv dacă vă uitați în King James Version și New American Standard Bible, versetul 2 spune în felul următor: până când mă voi sfătui în sufletul meu cu durere în inima mea și voi zice? Observați? Ce lipsește din traducerea Cornilescu clasică. Până când mă voi sfătui în sufletul meu, pentru că David a început să vorbească cu el și să n-asculte ce îi vorbesc alții. De aceea dacă ești la necaz și la strâmtorare, nu vorbi singur cu sufletul tău. Nu vorbi singur cu sufletul tău dacă știi să vorbești sau dacă ești obișnuit să vorbești numai ca să te descurajezi. Ascultă la cuvântul Domnului și ascultă la cei de lângă tine. Dacă Dumnezeu ți-a spus că te iubește, să știi că te iubește. Dacă Dumnezeu ți-a spus că te ridică, să știi că te ridică. Dacă Dumnezeu ți-a spus că îți iartă păcatul, să știi că îți iartă păcatul. Este clar, vor mai fi și frați și surori care în nepriceperea lor, și nu vreau să ofensez pe nimeni, poate vor veni lângă tine care ai alunecat, care ai căzut și îți vor zice, pentru tine nu mai există iertare, tu nu mai ai ce căuta în biserica aceasta, tu să nu te mai vedem pe aici. Mi-e mire de oameni aceștia și nu știu de unde au citit. Probabil din Coran, dar nu din Biblie. Dumnezeu vrea ridicarea ta. Dumnezeu vrea ridicarea mea. De aceea aș vrea să te încurajez să nu mai vorbești în felul acesta cu sufletul tău, ci să te încurajez să asculți cuvântul lui Dumnezeu, să asculți legea lui Dumnezeu și să asculți planul lui Dumnezeu. În al doilea rând, ce se întâmplă cu David? El se roagă. Este o rugăciune a sufletului. Versetele 3 și 4. De 4 ori a strigat către Dumnezeu și Dumnezeu nu i-a răspuns. Nu s-a întâmplat nimic în istoria lui. Nu s-a schimbat nimic în situația lui. Dar ceva s-a întâmplat totuși cu David. Ce anume? A început să vorbească cu sufletul lui diferit. A început să asculte în jurul lui. A început să-și aducă aminte de Dumnezeu într-o manieră diferită de cea în care l-a prezentat la început. Și ia uitați-vă, pentru că și în această privință David se întoarce în 3 aspecte distincte către Domnul. Primul lucru, în rugăciunea pe care el o face, el se roagă pentru o revelație proaspătă de la Domnul, o revelație proaspătă despre Dumnezeu. Uitați-vă la versetul 3. Privește, răspunde-mi, Doamne, Dumnezeule, dă lumină ochilor mei. Dar să citesc încă o dată. Privește, răspunde-mi, Doamne, Dumnezeul meu.
Dă lumină ochilor mei. Nu știu dacă ați observat la începutul psalmului 13, uitați-vă cum spune: până când, Doamne, mă voi uita neîncetat. Însă când am ajuns însă la versetul 3, uitați cum vorbește acum el despre Dumnezeu. Privește, răspunde-mi, Doamne, Dumnezeul meu. Deci Dumnezeu nu mai este abstract pentru David. Dumnezeu nu mai este numai un autoritar care ne rupe oasele. Pentru David, Dumnezeu este Dumnezeul lui, personal, chiar dacă a greșit. Așa cum în familia noastră, suntem ai noștri cu greșelile noastre. Se întoarce către Dumnezeu și vorbește cu el și se roagă și spune: dă lumină ochilor mei, o revelație nouă despre Dumnezeu. Și în vreme de criză, dragii mei, acesta este elementul esențial care face cotitură în istoria vieții tale, cotitură în familia ta, cotitură în relația ta cu Dumnezeu. Îți trebuiește o lumină nouă despre Dumnezeu, o revelație nouă. Dă lumină ochilor mei, adică ce însemnează aceasta? Dumnezeu să te lumineze, să te rogi Domnului când ești la criză și să-i ceri lui Dumnezeu și spui: Doamne, te rog, luminează-mă să văd diferit, să văd cum trebuiește, să văd ce scrie în cuvântul tău, să văd ce s-a întâmplat cu alți sfinți ai tăi despre care scrie în paginile Sfintelor Scripturi. Dă lumină ochilor mei. Până acum am văzut întuneric, am văzut prăbușire, am văzut mânie, am văzut neiertare, am văzut numai cădere. Doamne, fă-mă să văd bunătatea ta. Ce credeți dumneavoastră că l-a ținut pe Israel, acest popor pedepsit de 2000 de ani de Dumnezeu? Ce credeți că l-a ținut în picioare, chiar dacă încă e într-o stare de amorțire? Undeva în străfundul inimii lui, Israel n-a uitat că este poporul Domnului. Israel n-a uitat că este poporul Domnului. Și apoi este un secret, este un secret pe care foarte puțini creștini vor să-l observe despre Israel. Și secretul este acesta: citiți cu atenție Noul Testament și veți vedea în Noul Testament, cel puțin Apostolul Pavel vorbește despre 8 mistere, 8 taine. De ce el folosește expresia aceasta în Cornilescu? Nu vreau să fiți în necunoștință de această taină. Iată, vă spun o taină. Un mister, ceva ce n-a fost revelat, descoperit până în momentul acela. Și uitați cum vorbește Apostolul Pavel. La un moment dat, Osia zice așa: m-am supărat pe Israel și du-te și spune-i lui Israel, nu mai este poporul meu. Imaginați-vă ce a însemnat aceasta pentru Israel. Și lumea a luat avantaj de lucrul acesta. Lumea din jur a luat avantaj de lucrul acesta. De ce au fost prigoniți, de ce au fost batjocoriți și de ce biserica lui Dumnezeu a greșit de multe ori și greșește și în aceste zile când se poartă antisemitic, se poartă cu ură împotriva lui Israel. Însă vine Apostolul Pavel și spune următorul lucru: ca să nu se creadă nimeni înțelept, am să vă spun ce? O taină, un secret. Dumnezeu a renunțat la Israel și l-a făcut pe Israel să adormă, dar totuși Israel și-a păstrat ce? O parte din Israel a rămas mai departe credincios lui Dumnezeu în toată perioada aceasta de timp. Citiți Romani, capitolul 11. O parte din Israel a rămas poporul Domnului sub această binecuvântare. Ei, partea aceasta care a rămas, ei știu, pentru că în duhul lor cunosc, așa cum simți tu când te cercetează pe tine Dumnezeu și când zici: mi-a vorbit Dumnezeu, m-a mângâiat Dumnezeu, cuvântul acesta a fost pentru mine. Așa simt ei. Lucrul acesta l-a făcut pe Israel să-și păstreze ființa națională și să fie prezervat până în momentul acesta în istorie. Și lucrul acesta va duce la trezirea lui națională întreagă. Frați și surori, doamnelor și domnilor, adevărul este acesta: ca să poți să ieși din necaz și să poți să ieși din încurcătura în care te afli, ai nevoie de o lumină nouă. Și lumina nouă pe care trebuie să o vezi astăzi este aceasta: Dumnezeu nu s-a schimbat. Dumnezeu are milă de tine. Dumnezeu are milă de familia ta, de viața ta. Al doilea lucru, David s-a rugat pentru restaurare totală înaintea Domnului.
Dă lumină ochilor mei ca să n-adorm somnul morții, spune versetul 3 și apoi 4. Ca să nu zică vrăjmașul meu, l-am biruit, să nu se bucure potrivnicii mei când mă clatin. David a înțeles un lucru când a cerut lumină nouă, că dacă el cade, că dacă el rămâne prăbușit, că dacă el rămâne călcat în picioare, nu numai el rămâne călcat în picioare, ci cel ce rămâne blamat este Dumnezeu. Este Dumnezeu. Când cineva din poporul Domnului suferă, când cineva din poporul Domnului cade și nu se ridică, știți numele cui se blamează? N-aș vrea să fiu înțeles greșit de dumneavoastră, dar dați-mi voie să folosesc lucrul acesta pentru că este tare popular printre românii de astăzi. Unul din biserică vorbește poate cum nu trebuie sau face ce nu trebuie. Fiți atenți. Și știți care este expresia populară? Știți care este expresia populară? Asta este. Deci este de la Gog. Este de la Gog. Deși poate nici nu-l știu cine e. Nici nu-l cunosc. Pe cine cade blama? Pe biserică. Pe păstor. Când tu, când eu, când cineva dintre noi ajunge, ca și David, să-și piardă speranța și să cadă, știți a cui nume este vorbit de rău în final? Este numele lui Dumnezeu. Și Dumnezeu nu suportă lucrul acesta. Tocmai de aceea ești iubit. Tocmai de aceea Dumnezeu are milă de tine. Tocmai de aceea Dumnezeu vrea să te ridice. Tocmai de aceea dăm voie să te aduc aminte ce spuneam în ultimul mesaj. Față de Israel, Dumnezeu s-a supărat. S-a supărat. Dar a spus, așa cum spune în Psalmul 11, pe sfințenia mea, pe sfințenia mea, pentru neprihănirea mea, pentru faima numelui meu, am să vă aduc din nou în locul pe care l-am promis părinților voștri. Au să fiți din nou poporul Domnului, o să fiți din nou binecuvântarea pământului, pentru că nu poți să renunți la cinstea mea. Dumnezeu te iubește așa de mult și ești așa de prețios în ochii lui, de aceea încurajează-te. Încurajează-te. O restaurare a inimii și a minții, o restaurare a sufletului și a duhului, o restaurare a faptelor și a umblării noastre, o restaurare a gândirii noastre despre Domnul, se roagă David, o restaurare a credinței, o restaurare a ființei, o restaurare a slujirii, o restaurare a relațiilor cu biserica. Și apoi este o a treia dimensiune acolo, David se roagă pentru a putea lăsa vrăjmașul în seama Domnului. Versetul 4. Uitați cum zice el, privește, Doamne, versetul 3, versetul 3 final, nu mă lăsa birui de vrăjmaș, versetul 4, nu da bucurie vrăjmașului, biruindu-mă, versetul 4 final, nu lăsa să se vorbească despre aleșii tăi ca de niște oameni lipsiți de putere și de apărarea ta. Ce face David? Îi dă pe vrăjmaș pe mâna Domnului. Nu se roagă ca Dumnezeu să-i pedepsească. Nu. Noi nu avem o astfel de rugăciune. Aduceți-vă aminte de felul în care apostolul Pavel, când îi scrie lui Timotei în ultima epistolă, capitolul 4, spune, Alexandru Căldăraru mi-a făcut mult rău. Să nu-i țină Domnul în socotea lucrul acesta. Nu se roagă pentru pedepsirea lui. La întâiul meu răspuns de apărare, nimeni n-a stat cu mine. Să nu le ține Domnul în socoteală lucrul acesta. Deci nu se roagă pentru pedeapsa nimănui. Dar se roagă și spune, Doamne, vezi cât de mulți sunt cei răi. Vin în ajutorul meu. Fă tu ce știi. Oprește acuzațiile lor, oprește puterea lor, oprește înaintarea lor, nu lăsa ca robul tău să cadă, nu lăsa ca familia mea să fie distrusă, nu lăsa ca numele tău să fie blamat. Și apoi, în sfârșit, În al treilea rând, bucuria sufletului. David își regăsește bucuria. Versetele 5 și 6. Versetul 5 și 6. În limba ebraică, versetul 5 începe cu această conjuncție. Dar. Dar eu, sunt abătut. Dar, sunt dezamăgit. Dar, sunt obosit. Dar... Așa face Habacuc, de exemplu. Uitați-vă la profetul Habacuc.
Zice așa în versetul 2 din capitolul 1, de asemenea în capitolul 3. Până când voi striga către tine, Doamne, fără să asculți? Până când mă voi tângui ție fără să dai ajutor? Pentru ce mă lași să văd nelegiuirea și te uiți la nedreptate? Doamne, nu ești Tu din veșnicie Dumnezeul meu, Sfântul meu? Și în ciuda acestei experiențe, știți bine ce zice Habacuc. Chiar dacă, nu? Chiar dacă toate lucrurile acestea se întâmplă, eu tot mă voi bucura în Domnul. Care este bucuria lui David? El își reafirmă credința, dar eu am încredere în bunătatea ta. Am încredere în ajutorul tău. Pentru că dacă te părăsește această încredere, poți să pierzi totul. Cunoscutul predicator american Chuck Swindoll a locuit o vreme aici, nu? În Fullerton, acum este în Texas. Spunea la radio această întâmplare, este și în cărțile lui, am găsit-o, dacă vreți să citiți cartea Living Beyond the Daily Grind. Spune că într-o zi a fost chemat de urgență într-o familie a unui credincios din Dallas, Texas, unde locuiește acum. Acolo era un om părăsit de soție, avea un singur copil și copilul a plecat cu soția lui. Era dezamăgit că de 2 ani de zile soția n-a mai lăsat copilul să-l vadă pe tata. Spunea Chuck Swindoll, când m-am dus în casa lui, toată casa era plină de pozele copilului lui. Vrea să-și vadă copilul omul. S-a rugat lui Dumnezeu pentru schimbare. Nu s-a întâmplat nimic. A stat de vorbă cu el, spune Chuck Swindoll, câteva ore, l-a mai vizitat de câteva ori. Și apoi am fost ocupat cu misiunea mea, m-am dus undeva în vizită, la o evanghelizare și m-am întors acasă. Și când am citit presa de luni dimineața, am văzut că omul acesta și-a luat arma, s-a dus într-o pădure din vecinătatea casei și și-a luat viața. Și am zis, câtă amărăciune trebuie să fie în sufletul lui, cum de n-a știut omul acesta să vorbească cu el? Cum de n-a știut? Sunt mulți care nu știu. Frați și surori, doamnelor și domnilor, profetul Ieremia spune următoarele lucruri și aș vrea să vi le citesc. Iată ce mă gândesc în inima mea și iată ce mă face să trag nădejde. Bunătățile Domnului nu s-au sfârșit, îndurările Lui nu sunt la capăt, ci se înnoiesc în fiecare dimineață și credincioșia ta este atât de mare. Domnul este partea mea de moștenire, zice sufletul meu, de aceea nădăjduiesc în El. Domnul este bun cu cine nădăjduiește în El, cu sufletul care îl caută. Cine bine este să aștepți în tăcere ajutorul Domnului, pentru că spune cuvântul Domnului mai departe în profetul Ieremia, începând din capitolul 3. Căci Domnul nu leapădă pentru totdeauna, ci când mâgnește pe cineva, se îndură iarăși de el, după îndurarea lui cea mare, căci el nu necăjește cu plăcere, nici nu mâgnește bucuros pe fiii oamenilor. Acesta este Dumnezeu și acesta este planul său. Așa a înțeles Habacuc și așa a înțeles și David. Și uitați-vă la David, pentru că nu numai că își regăsește bucuria, ceea ce face David aduce închinare lui Dumnezeu. Aduce închinare lui Dumnezeu. Versetul 6. Sunt cu inima veselă din pricina mântuirii tale. Încă nu mi-am pierdut mântuirea. Când Domnului, căci mi-a făcut bine, folosește din nou ceea ce vă spuneam rândul trecut, prezentul profetic. Încă nu s-a schimbat nimic în viața lui, dar deja vorbește la trecut. Când Domnului că mi-a făcut bine, când el încă are 4 argumente înaintea Domnului ca să-i răspundă. Pentru că el crede pe Dumnezeu, pe cuvânt. A primit o revelație nouă, a primit o înțelegere nouă. Uitați-vă tot Ieremia cum vorbește despre situația lui, despre situația lui Israel, în aceeași idee în care este Psalmul 13. Citesc tot din Ieremia, capitolul 3. Căci eu sunt cu tine, zice Domnul, ca să te izbăvesc. Așa vorbește Domnul. Auziți, lovitura ta este de nevindecat și rana ta este usturătoare. Nu-i niciun leac, niciun mijloc de vindecare. Toți ce te iubeau te uită, niciunul nu-i pasă de tine.
dar te voi vindeca și îți voi lega rânile, zice Domnul. Cheamă-mă și îți voi răspunde și îți voi vesti lucruri mari, lucruri ascunse pe care nu le cunoști. Mă voi bucura să-ți fac bine din toată inima mea și din tot sufletul meu. Slăvit să fie Domnul. Nu te mângâie lucrul acesta? Nu te încurajează lucrul acesta? Sunt sigur că adversitățile, problemele prin care tu treci, sunt mari. Sunt adânci. Experiențele tale sunt experiențe dezamăgitoare. Dar din nou, ești în viață. Și lucrul acesta contează. Lui Samson i-au scos ochii. I-au tăiat părul. Și-a pierdut puterea. Să marea binecuvântare lui Samson a fost că a rămas în viață. A rămas în viață. S-a pocăit și Dumnezeu i-a răspuns. Dumnezeu l-a ascultat. În concluzie, uitați-vă la acest psalm pe care l-am citit astăzi, psalmul 13, și observat trei lucruri despre David. Primul, în necazul lui, David este cu fața la pământ. Psalmul 13, primele două versete. Până când? După ce s-a săturat de plâns și de văicărit, a doua poziție, David este în genunchi. Dă lumină ochilor mei, fă-mă să înțeleg, Doamne. Și apoi este al treilea lucru, a treia poziție pe care o ia David, David este în picioare. Când Domnului că-și mi-a făcut bine, mă închin lui Dumnezeu. Nu lipsesc de la casa Domnului, mă duc și-i dau laudă, mă duc și-i dau glorie, chiar dacă nu văd acum, prin credință, pentru că a promis, el se va ține de cuvânt. Crezi că Dumnezeu s-a schimbat? Crezi că s-a schimbat în legătură cu tine? Cu situația ta? Nu. Avem un har mai mare decât l-a avut David și aș vrea să te încurajeze lucrul acesta. Și harul mai mare pe care l-avem noi și David nu l-a avut este că Iisus a murit pentru noi. Iisus a murit pentru noi, de aceea cuvintele lui Iisus trebuie să facă sens mai mare pentru tine astăzi când a spus, fiindcă eu trăiesc și voi veți trăi. Acesta este planul Domnului pentru tine, pentru ridicarea ta și pentru ridicarea casei tale, pentru binecuvântarea ta.